Calvarul orelor petrecute în trafic este în plină desfășurare. Românii care își petrec anul nou pe Valea Prahovei au început să plece spre munte. Coada s-a format între Nistorești și Comarnic și de la Sinaia până la Azuga, iar nervii turiștilor s-au întins din nou la maxim. Mereu așa, mereu. De sărbători la fel? Sărbători va fi mult, mult, mult mai rău. Mult mai rău. Unde ați plecat? Spre Sinaia. Da. Și cât timp credeți că ajungeți? Cât vrea Dumnezeu, cred că o oră. Practic vorbim de o distanță care în mod normal este parcursă în 20 de minute. Vă ajutați la așa coadă și astăzi? Da, mă ajutam, pentru că e început de weekend și da, asta e, ce să facem. Pleacă lumea la munte, nu? Cam pe ce distanță, nu? Știți? Până aproape de predeal. Vă așteptați și astăzi la așa coadă? Cum să nu? Da? Da, asta este. Unde ați plecat? Nu, la acasă, venind de la București. Și astăzi coadă mare, nu? Coadă mare, cam fiecare zi. Așa e. Sâmbătă, duminică, nu e că e sărbători, că e... Și mâine se așteaptă ca traficul să fie la fel de greoi, iar la întoarcere cozile se vor muta pe sensul opus.